Bine v-am găsit! În acest moment, la nivel mondial, s-a atins un prag istoric maximal al menopauzei instalate. În Statele Unite ale Americii, 1,3 milioane de femei ating anual menopauza și un procent de 20% din ele sunt afectate de depresie. Cu speranța de viață a femeilor estimată în jurul vârstei de 84 de ani, acestea își petrec mai mult de jumătate de viață în sindrom postmenopauză. Din cele 57% de femei ce acuză simptomatologie la instalarea menopauzei, 22% raportează că acest lucru le afectează viața profund și apelează la medicație. Discutăm azi despre toate aceste implicații fizice și emoționale ale menopauzei cu dr. Petronela Popoviciu, medic primar în medicina de familie și cu formare în psihoterapie sistemică familială. Bine v-am găsit și bine ați revenit. Mă bucur să ne revedem. Avem acest subiect al menopauzei, un subiect pe care l-am tot dezbătut cu colegi specialiști, fie psihologi, fie medici, și cumva mulți îmi spuneau că e un subiect atât de puțin discutat și un subiect tabu, încât a discuta public despre asta cu siguranță o să fie foarte interesant. Așa că m-am gândit că ar fi util să avem un specialist care să ne spună despre, în primul rând, de ce e important să discutăm despre menopauză și să nu-l luăm acest fenomen doar ca pe ceva care se întâmplă la un moment dat în viața unei femei și nu îl discutăm atât de mult. Cred că importanța discuției publice derivă și din faptul că deși fiecare medic, în momentul în care se întâlnește cu o pacientă care a ajuns la menopauză sau se apropie de menopauză, atinge aspecte legate de această etapă de dezvoltare, sunt cu siguranță foarte multe femei acasă care se uită la noi acum și care nu-și pun problema unor aspecte pe care ele trebuie să le atingă din perspectiva pacientului. Și eu cred foarte mult în educația pe care noi putem să o facem pe această temă. Ați putea să ne spuneți câteva simptome la care femeile ar fi important să fie atente? Și m-aș uita cumva nu numai la vârsta apropiată declanșării menopauzei, cât mai devreme de vârsta respectivă. Instalarea simptomelor cumva duc femeia la medic și de obicei la medicul de familie, pentru că poate că unul din aspectele cele mai importante pe care trebuie să le discutăm în legătură cu menopauza este unde este normalitate, unde este patologic în această etapă. De foarte multe ori femeia simte bufeurile, observă că are transpirații nocturne mult mai accentuate decât anterior, dar deși cultural știe că s-ar putea să urmeze această etapă în viața ei, nu-și pune problema instalării menopauzei decât în momentul în care menstruația devine neregulată sau chiar dispare. Atunci atitudinea diferă practic de la femeie la femeie, așa cum procesul se individualizează. Sunt femei care conștientizează că sunt schimbări în viața lor care trebuie obiectivate și se adresează medicului și chiar vin concret la cabinet și mă întreabă: doamna doctor, acum că am intrat la menopauză, oare trebuie să fac ceva special? Pe mine mă bucură această întâlnire și cumva mă agăț de aceste bufeuri care deranjează femeia ca să ating și alți factori de risc posibil care se instalează la această vârstă. O altă situație care aduce femeia care se apropie de menopauză sau care este la menopauză este de multe ori îndemnul mediului. Vine a doua generație, este generația fiicelor, care este mult mai preocupată de prevenție decât femeile care în prezent sunt la menopauză și care cumva își direcționează mamele: du-te să-ți faci analize, vezi că ar fi bine dacă ajungi la menopauză să-ți faci osteodensitometria. Și cercul ăsta care se închide între generația fiicelor spre generația mamelor, pentru mine e o foarte mare resursă, pentru că eu sunt în acest moment pe poziția medicului care îngrijește și copii, și mame, și bunicile care intră la menopauză. Și atunci, pe lângă acele bufeuri pe care femeile le simt, ce alte simptome mai apar și care, nu neapărat simptome, ci care sunt modificările la care o femeie ar trebui sau pentru care o femeie ar trebui să fie pregătită după instalarea menopauzei?
Eu cred că întotdeauna, dacă avem predictibilitate în viața asta, ne este mult mai simplu să facem față oricăror dificultăți și, din păcate, 8 din 10 femei experimentează aceste simptome. Am spus de transpirațiile nocturne. O tulburare care deranjează foarte tare femeile care ajung la menopauză sunt tulburările de somn. Melatonina este cea care are de suferit la această vârstă. Și atunci, femeia care ajunge la menopauză nu-și mai induce somnul cu atâta ușurință ca anterior. Somnul nu mai are aceeași calitate și, deși doarme sau își propune să doarmă 7-8 ore, se trezește a doua zi obosită. Din păcate, apar foarte frecvent tulburări în sfera afectivă, fie anxietate, fie depresie. Și aici cred că specialistul este important să identifice unde suntem în zona de normalitate, unde suntem în zona de fiziologic și unde femeia trebuie direcționată către un psihiatru, pentru că este la debut de depresie. La simptomatologia emoțională apare ca o consecință a modificărilor hormonale. Deci cumva este natural să se întâmple asta, doar că ceea ce măsurăm este pragul, intensitatea emoțiilor. Intensitatea este cuantificabilă dacă tulburările de dispoziție afectează viața de zi cu zi a femeii, dacă ea poate să-și urmeze cursul firesc, să se achite de sarcinile pe care le avea anterior, până la urmă să se bucure de viață, sau tristețea acută sau cronică pe care o simte o împiedică să se bucure de lucruri care anterior o făceau fericită. Cumva de foarte multe ori când discutăm cu femei care sunt în acel prag sau la acel prag, li se pare că este o etapă care cu siguranță le va duce într-o zonă negativă a vieților. De acum lucrurile vor fi foarte diferite, de acum niciodată timpul nu va mai putea fi dat înapoi și e exact această umbră care se pune pe viața unei femei și spuneam și mai devreme, totuși vârsta până la care am putea să trăim ar fi 84 de ani, dacă ne gândim că 40 de ani de acum înainte... Avem iminența asta a sfârșitului. Da, e destul de greu să duci. Întotdeauna am privit această întâlnire și chiar o anticipez undeva în jur de 42-43 de ani. Începem niște investigații speciale în examenul de bilanț anual, despre care poate vom reuși să vorbim un pic astăzi. Și... amorsez această idee, nu în ideea de a sta cu un drop de sare deasupra capului, ci pur și simplu de a fi mai preocupată de tine însăți ca și femeie. Și eu, ca medic, am privit tot timpul această etapă ca o resursă. Dacă o femeie poate nu ar avea atât de mult timp pentru ea însăși, pentru că fie dă naștere copiilor, fie crește, fie duce la școală, vârsta menopauzei vine cumva și cu desprinderea copiilor de casă, cu construirea propriilor familii și atunci femeile ajung să aibă mai mult timp pentru ele însele. Dacă încerci ca și medic să valorizezi această etapă ca o posibilitate de a investi mai mult în tine însăți și dacă încerci să atragi atenția asupra valorii intrinseci tale ca femeie, nu neapărat ca persoană care procrează și atât. O femeie la peste 40, între 45 și 55 de ani și ulterior are atât de multe lucruri de împărtășit și mie, de exemplu, îmi vin în minte întâlnirile de la cabinet cu femei care nu au avut copii și nu au putut să aibă copii. Deci, practic, pentru ele menopauza nu înseamnă finalul maternității, ci înseamnă trecerea către o altă etapă, dar care ajung să fie preocupate de ele însele, din păcate, inițial de teamă. Și eu mă străduiesc foarte tare ca om preocupat de prevenție să nu motivez oamenii de frică, să-i motivez să facă lucruri pentru sănătatea proprie, tocmai pentru că ei sunt foarte valoroși, ei înșiși sunt foarte valoroși și atunci ar fi păcat să nu aibă grijă de corpul lor. Cu atât mai mult, cu cât dacă ar fi să luăm așa un prag temporal de pregătire pentru menopauză, eu fiind preocupată de aging și de prevenție și toate lecturile mele pe această temă, s-a demonstrat antropologic că noi până la 30 de ani avem un program intern de prevenție și organismul cumva poate să se lupte cu factorii de risc la un nivel fără prea multe resurse din exterior. Ei, după vârsta de 30 de ani nu mai putem să ne luptăm singuri cu toți factorii care pot să ne agreseze din punct de vedere al stării de sănătate și atunci automat trebuie să venim cu un program extern de prevenție. Asta înseamnă că încercăm prin investigații
biochimice, deci prin analize de sânge, prin niște consultații de rutină pe care orice adult ar trebui să le facă după vârsta de 30 de ani, începând cu examenul stomatologic, cu examenul oftalmologic. Prin aceste investigații, practic, încerci să identifici factori de risc ca să poți să intervii din exterior cu un program de prevenție. Cam asta ar trebui să fie preocuparea unei femei la menopauză. Și atunci, ce spuneți este că prevenția menopauzei ar trebui să înceapă după 30 de ani? Da. Asta cred că este o noutate pentru foarte multe femei. Pe lângă faptul că mental cumva încearcă să îndepărteze foarte tare momentul, acum noi ce le spunem? Păi nu-l îndepărta, dar tot mai aproape de tine încă de pe la 30 de ani. Adică... Pregătește-te. Și putem să începem așa, cumva blând, în zona îngrijirii estetice. De la 30 de ani, clar, trebuie să fii preocupată, să-ți hidratezi fața la un nivel la care poate nu o făceai anterior. La vârsta de 30 de ani nu-ți mai permiți să pierzi nopțile așa cum o făceai la 20 de ani. La vârsta de 30 de ani nu-ți mai permiți să mănânci alimente nesănătoase, pentru că începând cu 30 de ani, metabolismul se modifică într-o zonă în care cu același număr de calorii poți să te îngrași mai mult, din păcate, comparativ cu vârsta de 20 de ani. Același lucru aș putea spune despre factorii de risc principal pe care eu îi ating aproape în fiecare întâlnire și care țin de anamneză și de discuția preliminară: fumați sau consumați alcool. Acești factori de risc, cumva, dacă i-am perpetuat în viața noastră până la o anumită vârstă, după 30 de ani, la 40 de ani și clar odată cu menopauza, trebuie să-i luăm foarte serios în considerare, să nu mai facem din ei sabotori în acest proces. Ce se întâmplă dacă nu ținem cont de lucrurile astea și dacă nu ne uităm la acești factori pe care cu siguranță multe dintre femei pot să-i citească și să studieze despre ei, dar spună încă nu este momentul, acea iluzia controlului, mie nu o să mi se întâmple, ce speră să nu li se întâmple? Se bazează, și mulți dintre noi facem asta și pe bună dreptate, pe genetică. Pentru că ai în jur exemple de oameni care au fumat până la 100 de ani, au mâncat complet nesănătos, n-au fost deloc preocupați de starea lor de sănătate și au trăit fără să aibă de suferit foarte mult. Am frecvent exemple de genul ăsta în jurul meu. Bunica mea, mătușa mea, care n-a făcut nimic din ce îmi propuneți dumneavoastră și uitați, a trăit până la 100 de ani fără absolut nicio problemă. Oamenii ăștia sunt excepții. Oamenii care genetic au acest program de reparare sunt absolut excepții. Noi ceilalți trebuie să fim preocupați de starea noastră și, din păcate, dacă în prima etapă, deci dacă nu identifici factorii de risc și ajungi să încerci să îi reduci măsura în care ai această posibilitate, următoarea etapă este instalarea bolii, deci depășim faza de prevenție primară, boala odată instalată ajunge să aibă complicațiile ei și în momentul în care ajungi în stadiu de complicații, din păcate, se instalează frica. Și atunci, din păcate, ai mult mai puține resurse. Putem face un soi de prevenție și în ceea ce privește problemele emoționale care apar asociate cu menopauza? Simptomele din menopauză au o foarte profundă componentă psihosomatică. Doamnele care ne ascultă, sigur, vor identifica situații în care ajung să se blocheze de spate, să facă o lombalgie severă și să aibă dureri intense de spate, într-un moment în care, de exemplu, li se mărită fica sau într-un moment în care se întâmplă ceva la serviciu neplăcut pentru ele. Dincolo de aspectele psihosomatice, din păcate, este o relație profundă între alimentația femeii la orice vârstă ar fi, dar în mod special la menopauză, și consecințele protectoare, dacă alimentația este sănătoasă, sau, din păcate, sunt situații în care femeile se sabotează cu niște restricții simple sau cu, de exemplu, sunt femei care nu consumă mic dejun, ceea ce înseamnă că din start ele încep ziua cu o glicemie mai puțin bună, pe parcursul zilei, din dorința de a se achita de toate sarcinile, ajung să nu aibă mese regulate, sfârșesc la sfârșitul zilei flămânde și devorează tot frigiderul și atunci se trezesc că toate kilogramele se adună cu mult mai multă ușurință, se dau mult mai greu și exemplul pe care îl dau eu, de exemplu, pacientelor care vin cu dureri de genunchi intense și care au o greutate total disproporționată față de talie, este faptul că
momentul în care îți pui pe genunchi o greutate mai mare decât ai fost conceput să duci, din păcate aceștia vor avea de suferit mai devreme sau mai târziu și toate articulațiile noastre suferă din păcate din cauza obezității. Și atunci avem un soi de prevenție pe care îl începem pe la 30 de ani și spuneați mai devreme de acele analize pe care le putem face de la 42-43 de ani pentru a ne ușura tranziția. Orice medic de familie știe conținutul acestor analize. În principiu, ele vizează clar glicemia și nivelul de colesterol. Funcția renală și funcția hepatică sunt importante. Starea mineralelor din organism este extrem de importantă, pentru că dacă ar fi să sumarizăm așa pe două paliere mari cele două aspecte ale sănătății femeii care suferă, este partea de osteopenie și osteoporoză. Oasele femeii suferă foarte mult la menopauză, iar celălalt aspect este riscul cardiovascular. Până la menopauză, datorită estrogenului și progesteronului, care au factor protector, care au rol protector, femeile nu au același risc cardiovascular ca bărbații. Ei, după menopauză, din păcate, îi ajungem foarte repede din urmă și chiar îi egalăm. Și atunci, grija noastră ar trebui să fie suplimentar din acest punct de vedere. Am discutat chiar la începutul întâlnirii noastre despre prejudecăți și despre faptul că ne este atât de greu să discutăm despre astfel de subiecte. Și în paralel am discutat despre prevenție și despre cât de important este să vorbim despre ele. E un rol esențial pe care eu știu că cumva îl aveți în toată profesia, este acela de a vorbi despre tot ce este necesar să vorbim, astfel încât să îi ajutați pe cei din jurul dumneavoastră și pe pacienții dumneavoastră să previne multe dintre problemele pe care ei le au. Ce încerc eu să fac este să identific resursele omului, pentru că în momentul în care zici, de exemplu, unei paciente obeze care are 120 de kilograme, de mâine ar trebui să ai 60 de kilograme, nu faci decât să pui o presiune suplimentară pe ea și să o duci într-o zonă imposibilă. Și atunci, practic, în dialogul acesta, pe măsură ce trec ani și în viața mea, ajung să încerc să identific în omul din fața mea care sunt resursele lui, ce poate el să facă. Pentru că aici individualizarea este atât de sensibilă și sunt oameni cu o mare deschidere și cu o capacitate fantastică de a face schimbări de la o zi la alta, dar sunt oameni care efectiv își asumă. Am femei care îmi zic clar, prefer să mor cu 5 ani mai repede decât să mă las de fumat. Și atunci, dacă eu încerc să culpabilizez această femeie, nu ajung decât să îmi stric relația cu ea, să nu mai ajung la mintea ei, să nu mai ajung la sufletul ei și, în final, să nu pot să o ajut. Și atunci, dorința mea este să transmit informația și cred că fiecare dintre noi ar trebui să ia toate deciziile pentru viața proprie pe baza acestor informații și să ne asumăm că în momentul în care nu facem o schimbare pe care un medic o recomandă spre binele nostru, mai devreme sau mai târziu vom suferi consecințele. Am povestit despre prevenție când vine vorba de menopauză, dar cred că ar fi util să povestim și despre ce putem face după ce se instalează menopauza pentru a ne ușura acea perioadă, care e lungă, 30 de ani. Din fericire, simptomele acestea care tulbură destul de mult viața femeii sunt mult mai zgomotoase și mult mai sonore odată cu instalarea menopauzei și nu neapărat că apare toleranță, ci pur și simplu organismul se reglează în toată furtuna aceasta. O parte din femei înțeleg, de exemplu, rolul estrogenului în viața lor și într-o discuție cu ginecologul, cu mine, cu endocrinologul, merită să luăm în considerare aportul fitoestrogenilor și de aceea am invocat de atâtea ori în cursul întâlnirii noastre valoarea alimentației. Faptul că o femeie mănâncă sănătos și își ia în alimentație aportul de fitoestrogen, care poate să vină, de exemplu, din soia, poate să vină din năut, care mănâncă mai multe fructe și legume, care la rândul lor aduc vitamine și minerale cu o biodisponibilitate foarte bună, această femeie poate să-și ușureze simptomele. Concret, pregătind întâlnirea noastră de astăzi, mi-am revizuit materialele proprii și am avut bucuria să văd că la nivel internațional există foarte multe organizații și site-uri și eu sper din tot sufletul să reușim și să pornim și noi proiecte de acest tip, în care femeile sunt mobilizate, ele însele să comunice una cu alta pe această temă. Toate informațiile din punct de vedere medical sunt supervizate de o persoană, comunicarea se realizează online de cele mai multe ori, sunt supervizate de un medic și știu că aveam aseară o discuție cu soțul meu și l-am întrebat
nu știam din memorie câți ani are soacra mea și soacra mea are 70 de ani și și-a făcut anul acesta cont de Facebook, avea cont de Skype, cont pe Skype cu care comunicam și foarte frumos și-a reușește să comunice în felul ăsta cu nepoții, reușește cu copiii să comunice mult mai bine, ceea ce înseamnă că și o femeie de 70 de ani, dacă are disponibilitate și deschidere, poate să ajungă să-și caute informațiile și pe această cale. Ei, pe această cale poți să găsești sfaturi foarte simple, până la urmă și ați alege niște haine de bumbac ușor mai legere decât niște haine din material sintetic și mulate, poți să te ajute să depășești un moment, pentru că ele chiar știu, cumva bufeurile se instalează, îți bate inima un pic mai repede, senzația aceea de căldură, așa o descriu, el este în torace și în cap și are așa o pantă ascendentă, un episod de tipul ăsta, ceea ce înseamnă că ele știu că urmează și că în câteva minute se vor simți foarte rău din acest punct de vedere. Și atunci, dacă sunt pregătite, să aibă la ele un spray cu apă termală, să aibă o sticlă cu apă ca să regleze temperatura corpului. Într-unul din materialele informative pentru femei pe care eu l-am citit, era pentru femeile din Anglia, foarte frumos le sugerau să aibă la serviciu, pe birou, un ventilator pe care să poată să-l pornească în momentul în care se instalează bufeurile și mi-a plăcut că un sfat atât de banal, ei sfătuiau să ai și în poșetă un ventilator mic atunci când simți că se instalează, să poți să-ți crești confortul. Toate aceste lucruri pot până la urmă să-ți aducă o stare de bine și poate că cel mai important ar fi în această situație să identifici când este un simptom normal care ține de menopauză sau exact aceleași manifestări o femeie le poate pune, de exemplu, pe seama unei afecțiuni cardiace, pentru că dacă iar avea relaxarea, că este ceva temporar, va fi bine, va depăși acest moment, cu siguranță ar suporta mult mai bine acest lucru. Practic înseamnă că ar fi foarte util să învățăm să ne cunoaștem foarte bine corpul și reacțiile corpului, astfel încât să putem preveni reacția, nu să o prevenim, ci să anticipăm o reacție pe care corpul nostru ar putea să o aibă într-un anumit moment. Așa că resursă în toate materialele pe care eu le citesc, fie că sunt pentru medici sau sunt pentru pacienți, cuvântul acceptare este cel mai frecvent și ideea aceasta de a găsi toate aspectele pozitive în acest proces. Ele pot fi amorsate de către medic, la un moment dat o discuție, nu neapărat un proces terapeutic, poate o simplă discuție cu un psiholog te poate ajuta. Lectura unui material conceput corect din punct de vedere medical poate să te ajute să-ți conștientizezi toate aceste senzații și să te asculți mult mai bine într-un moment din viață în care chiar ai mai mult timp să faci asta. Mai avem încă foarte puțin timp, dar aș vrea să transmitem un mesaj și celor care oferă suportul social într-un astfel de context, pentru că cred că e important să nu nu spunem nimic în legătură cu asta și na, ți s-a întâmplat și ție, dar nici să nu facem prea mare caz în legătură cu reacțiile pe care emoționale, de exemplu, pe care o femeie ar putea să le aibă într-un astfel de moment. Pe lista simptomelor era, de exemplu, tulburările de dispoziție, adică o flexibilitate emoțională cu care femeia nu se identifică și pe care nu avea anterior. Și aici, de exemplu, iarăși am întâlnit exemple frumoase în care fiica sau fiul poate să organizeze emoțiile mamei, așa cum mama a făcut în trecut pentru copilul propriu. Faptul că te ajută cineva din exterior să te înțelegi mai bine, cineva căruia îi pasă de tine, care ține la tine, consider că e extrem de important și nu în ultimul rând aș cere sprijinul soților în cupluri care sunt de 10 de ani împreună. Dacă nu aș avea foarte multe exemple în jurul meu, poate că nu mi-aș permite să invoc această resursă, dar văd în jurul meu cupluri de oameni care au trăit o viață împreună, care sunt căsătoriți de 30, de 40 de ani și care pot, am pacienți bărbați care se uită cu atât de mult drag la femeile lor, da, aflate la menopauză și nu văd în aceste femei o persoană mai puțin femeie decât cea cu care s-a întâlnit la începutul vieții, pentru că până la urmă faptul că avem estrogen și progesteron mai mult că putem da naștere copiilor, nu este singurul lucru care ne definește pe lumea asta în rolul de femeie. Putem să ne găsim feminitatea, putem să ne găsim rolul și scopul pe lumea asta și
după această etapă. Mulțumim tare mult pentru prezență și pentru toate informațiile care cu siguranță au ajuns cu bine la telespectatorii noștri. Mulțumesc. Întâlnirea noastră de azi a avut ca tematică principală o etapă absolut firească în viața oricărei femei, instalarea menopauzei. Ne-am dorit să prezentăm un tablou clinic și psihologic complex al femei aflate în apropierea sau în plin proces instalat al menopauzei, dar mai ales să stabilim împreună cu invitata noastră o conduită preventivă care să ajute publicul feminin să facă tranziția spre menopauză cât mai sănătos și echilibrat, cu un impact emoțional redus. Până la ediția viitoare, vă doresc o săptămână cât mai ușoară. Numai bine!